Asta ai zis că e ușoară? Asta e mai ușoară. Asta ai zis tu că e ușor? Mi-a dat o bară pătrată de 25 de kilograme, de 6 metri lungime, pătrată, s-o țin în mână. Eu n-am mâna pătrată. Sau? Și-a dat tot așa grea. Aia. Se pare mie, băi, s-a dat-o mie pe aia, băi, puturoșii, tot la noroc. A venit dușmanul, ne-a mărit. Vigilei, uite așa, câte puțin. Nu puteam să stau liniștit când am văzut băieții mei că dorici de muncă. Așa că am luat și eu. Asta și am muncit câte trei. Ne-am prins becheria, băi! Ia fii atent acum, băi! Ia uite aici, fii atent! Iată-i. Le-a zis, nu faceți muncă inutilă, ascultați-l pe bătrân. Aici, încet, 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 până își face loc. Și să vedeți că la un moment dat merge singur. Mamă! Nu era mult porumb de dat pe bandă, 6, 8, 12 tone, nici nu mai știm. Un tractor întreg. Ce tractor? Nu era, nu era niciodată, erau 10 remorci, erau 6 hectare acolo. Vreți că se cunoaște unde dăm doi? Da, normal. Ia uite, fii atent. Merge automat acolo, dacă i-am dat bine. Deci nu că noi am muncit, vreau să facem puțin, să 3-4 ștuleți să-i punem pe bandă. Dar venind dușmanul lângă noi, ne-am enervat atât de tare încât n-aveam cum să ne exteriorizăm decât prin... Lasă-o încet, lei! Ei! No, acum că m-am aprins, nu mai spui tu mie cu toți! Și-am... Ce-am dat bine și buchi. S-a dus! Stai că pleacă toată, stai! Băi, stai, băi, nebunule, băi! Am înțeles pe Ștefan cel Mare cum se putea lupta jumătate de oră, o oră, cu o sabie de 20 de kg în mână. Eu l-am înțeles acum. Adică m-am luptat ca Ștefan cel Mare și ne-am luptat cu bârnele alea cum s-a luptat Ștefan cel Mare cu dușman. Bine! Cade porumb aici și băgăm aici, adică. A, gata, am înțeles. Oia! Ce-o, cade! Frate! Nu-i trebuia să recorim porumb, mai s-o scat. Da, se culegem, se recorim, se luăm. Pac, pac. Cu lopata, pac, pac. Scup. Domnul Toni, prima dată cu lopata, a dat pe mine porumb, pac. Trăsc așa... Mai spart față. Bă, stai-o, ce fac? O pune înăuntru. Eu mi-am supărat. De ce ai dat atunci? Păi nu te-am dat. Iar accidente de muncă. Dacă eu sunt aici, tu ești acolo, iau lopata, nu te vede că ești acolo. Ești tu care trebuie să te ferezi de mine, că asta e mișcare, știi? Și dacă erai chiar în mișcarea mea, normal că a căzut. Asta spui tu, fiecare timpul, dar accidentele de muncă nu trebuie să se întâmple. Fiecare zi, minimum 3 ori. Eu am mers la sortarea de ștuleți. Trebuia să alegem ștuleții atipici. Adică ei sunt pe niște ciocănări care sal. Dar dacă sunt de altă culoare, trebuie să-i aruncăm. Deci doar ăia albi îți buni. Îți eram singură și bineînțeles că Cătălin m-a văzut singură. Nu era neamărind prin preajmă. Cum să nu vină lângă mine să mă ajute? Și cine aruncă acolo? A, băieții! Bagă la fugă. A, ok. Îi curăță bine. Mă duc să-i supraveghești și pe ceilalți. Bine. Mai dați puțin deoparte corpurile străine cu grebla. Aha. Având în vedere că neamărind nu era, s-a zis, da, să opreste mașina, s-a dat la mai încet. Șeful, te rog! Dai stop, da. Nu putea, era o muncă... Da. Tot conectat cumva. Tot conectat, da. Băi, frate, hai să lucrăm împreună. Uite-mă cum lucrez, domnul Vârciu. Eu m-am speriat când l-am văzut acolo.
cu niște băieți care munceau. Muncesc toată lumea, foarte mult. Foarte mult. Lasă-o așa ușor să ducă. De aici. De aici, Andrei. Lasă-o ușor. Vorbit în continuu. Lasă-o, lasă-o, nu acum, dă-i, dă-i, nu, nu, lasă-o. Nu. Cuvântul de bază. Ușor. Ușor. Ușor, pe, 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 ușor. Ușor, 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 ia, ușor. Ușor, gata, bă, ușor, 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 bă, gata, bă, ușor, bă, ușor, bă, ușor, bă, gata, bă, o ia, bă, gata, bă, ușor, bă, ușor, ușor, dă-i mătă de desu de acolo, ușor, 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 vezi, acum lasă-o la scuze singură, nu, 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 băi, nu ai cum să vorbești 30 de minute, să spui același cuvânt de 140 de mii de ori și același sfat la toți, se zicea pe partea lui Liviu, venea pe partea mea. Timp ce faci ceva. Băi, băi, ușor, ușor, băi, că vă ia gata, băi, dați de aici, ușor, băi, băi. Bă, ușor, bă! Încet, mai încet, las-o așa! Ușor! O, oh, o, oh, stai așa, bă! Ușor! Era gălăgia aia de la, de la ăla, de la banda aia, gălăgia de la ăsta că vibra în continuu, și el în spate, ușor, ușor, bă, 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 ți-am zis, bă, dă-i ușor, bă, 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 de câte ori mi-a zis, 5.000 de ori ușor. E mult, o, oh, o, oh, ușor! Nu mai puteam ști... Bă, ușor, stai, bă, oprește-te, bă! Ușor, bă, bă, oprește-te, bă, o, o, ajunge, o, o! Marfa asta este foarte prețioasă. Adică o fabrică de genul ăsta procesează din august până în octombrie în jur de 6.000 de tone de porunci tulete. Mam. Rezultă 3.000 de tone de porunci net care valorează peste 10 milioane de euro marfa asta. Foarte tare. Ăsta e bun. Toți sunt buni! Veneau pe o bandă care mergea extraordinar de repede. A, dar să meargă mai încet asta, că nu mă pot concentra. Am și amețit la un moment dat. Eu stăteam pe loc, aveam impresia că eu merg. O să fac unul rău! Gata? Să mă rog să mergem să-i ajutați pe ceilalți afară. Ok. Am nevoie de ajutor. De seama că noi am terminat o de-asta întreagă. Ha? Am terminat o de-asta întreagă. Lumea trebuie să știe că noi chiar muncim. Dacă ne punem mintea, noi peste tot unde ne-am dus și ne-am dorit să facem lucruri, chiar le-am făcut. Fără niciun fel de glumă, fără niciun fel de menajamente, că e de porc, că e de fier, că e de cărat, că e de ridicat. Chiar când am vrut să punem mâna, chiar adică am făcut mâna. Adică să se noteze că noi suntem cei mai harnici din emisiune de... Din sud-estul Europei. Din toate timpurile. Haideți aici! Păi de ce am merge? Stai mai aici, bă. Ce mai luat-o și tu, Cariti? Hai să ne ascundem după căsuța asta, să ne mai vadă. Hai să vedem ce face, că nu ne vede ea. Am muncit 40 de minute și am fost rupți și suntem încă tineri, adică nu suntem... Suntem bărbați, nu jucărie. Și a fost foarte greu. Păi eu cu spatele meu asta îmi trebuia mâine. 8 ore în fiecare zi să faci treaba aia? Deci eu voiam să mă duc să mă întind acolo pe ștuletele, las să mă împing pe banda aia și să mă care până sus și să mă lase acolo. Al meu a făcut cădere de calciu. Nu mai pot. Lasă-mă, te rog, nu mai pot. Am ațipit de două ori. Am ațipit de două ori pe Andrei. Uite, mașina asta albă se ține după noi de când am venit.